Le urez tuturor locuitorilor să aibă parte de un an bun, să fie sănătoși, să fie mai înțelepți, să fie mai darnici, să fie echilibrați, să se bucure de familie și să aibă un an bun. Să putem să facem proiecte bune pentru comunitate, lucruri frumoase de care avem nevoie, să găsim soluții în continuare pentru a investi în copiii noștri, în tot ceea ce este legat de școli, centre culturale, cluburi sportive și așa mai departe. Este prioritatea numărul 1 a administrației noastre. Sigur că da, e nevoie în continuare de investiții, sperăm să se deblocheze tot ce înseamnă fonduri europene și așa mai departe și sunt sigur că undeva din primăvară vor începe și lucrurile efective. Probabil că în următorii 2-3 ani de zile cele discutate și cele comise până la urmă, întotdeauna se face și un bilanț de acest gen, se vor realiza. La mulți ani încă o dată, să avem parte de un an bun.